Odată cu exodul din Ucraina și cu venirea refugiaților în țara noastră, Ploiești TV și Republica News au decis să-i sprijine pe cei care au acum cea mai mare nevoie. Așa se face că au organizat un punct de colectare a ajutoarelor pentru cetățenii ucrainieni. Solidaritate mai presus de toate. Astfel, cei care pot să sprijine inițiativa pot aduce îmbrăcăminte în stare bună, în special pentru femei și copii, produse de igienă personală, alimente cu timp de valabilitate îndelungat în ambalaje rezistente la transport, conserve, biscuiți, apă și sucuri îmbuteliate, jucării, cărți de colorat și rechizite pentru copii. Iar prahovenii au arătat că le pasă, iar în centrul de colectare deja au ajuns primele produse. Ne-am grăbit să fim printre primii. Acum, nu știu. Ce ați adus? Mai mult pentru copii și nu numai. Sperăm să le prindă bine orice. Și haine, și lenjerii, și prosoape, și spirit medicinal, și suculețe pentru copii, și pentru... Na. Este important să întindem o mână de ajutor. Este foarte important, pentru că este foarte greu, bănuiesc, nu vrem să simțim noi pe pielea noastră și e mare lucru, nu știu cine nu a ajutat și pe noi, dar până atunci dăm un exemplu personal. Și noi avem și nepoțele și așa și e greu. Să le vezi cu 3-4 după ele, mămicile, e greu, foarte greu. Duse de îngrijire personală, de igienă, pilotă, lenjerii de pat, ce sapuri, prosoape, jucării. Ceva jucării, hăinuțe pentru copii. V-a impresionat. Foarte mult, foarte, foarte mult. Avem și noi nepoți și e foarte greu. Adică nu vreau să fim în situația asta, sub nicio formă. Echipa Ploiești TV și Republica News rămâne în permanență în contact cu persoanele fizice sau companiile care vor și pot face o donație cât de mică pentru refugiați. Este foarte important să ne mobilizăm, indiferent de polemicile apărute în ultima perioadă pe toate rețelele, indiferent de trecutul istoric, vorbim despre oameni în primul rând și este foarte important să fim alături de ei. Cred că era nevoie de un astfel de gest, mai ales că noi nu facem mare lucru. Oamenii sunt cei care s-au mobilizat în ultimele zile și au fost un model pentru noi toți. Din păcate, foarte mulți sunt dezorientați, iar noi, ca instituție de presă, nu facem altceva decât să le dăm încredere oamenilor și să-i ducem pe o cale mai bună. Punctul de colectare este la depozitul din Blejoi pe DN1 numărul 930 vis-a-vis de Expotehnica între orele 8 și 16. Proprietarul depozitului spune că va contribui cu produse alimentare pentru a veni în sprijinul refugiaților. Grupul de firme Corp se alătură campaniilor de întreajutorare a refugiaților din Ucraina atât prin punerea la dispoziție de spații de colectare și depozitare a ajutoarelor oferite de către cetățeni, precum și prin oferirea de importante cantități de alimente de bază. Donațiile vor fi direcționate către punctele și centrele care gestionează situația refugiaților din Ucraina.